Cum vreți? Okay, eu filmez. Deci îmi puneți întrebările. Și cu microfon? Nu vezi că l-au pus acolo, înseamnă că fără microfon. Vreau să te întreb, deși platforma, da, are acum 3% la prezidențial, deși 3%. Deci, Voronul a avut cât? 70% sau tot, Voronul, pentru că și-au votat oamenii, nu? Și-au votat oamenii. Înaintea Parlamentului, când a fost moțiunea de cenzură, a ieșit Maia Sandu și a zis, unii lideri politici din opoziție până acum au trădat tot. SISU, Curtea Constituțională și acum au venit rândul la Procuratura Generală și s-a pus demisia guvernului Maia Sandu. Dar eu... Păi, așa a fost, da, dar asta o spus atunci când era în acum, da? Eu o spus minciuni sau ce înseamnă? Nu, așa au fost. Mai mulți lideri politici au trădat, da, dar asta nu înseamnă că atunci, la momentul cel mai Sandu sau Andrei Năstase sau Dorin Chiotoacă au trădat ceva. Eu s-a referit la cine a fost până atunci, la PDN, probabil. Eu ți-am spus cu dosarul meu, eu telefonul lui Oleg Brega, l-am din Ciorescu de la Inga Grigoriu și Năstase. Când a fost prima dată la protest, asta a fost 3 mai 2018, prima ordonanță de protecție. Au vrut să-l dai pe Dumitru Maria și l-a dat pe lui Oleg Brega. Eu adresându-mă la spia cu dosarele mele, o examinat Gogu pe Alexandrie 82 sau nu știu cât acolo. Am depus mai multe cereri la Oleg Năstase. 5-7 ani. Andrei Năstase ca ministru din Interne. Nu am primit nicio audiere, dar eu pentru dânsul am protestat, eu am pierdut casa, am pierdut soții, familie și așa mai departe. Am protestat. Așa. S-a implicat soția cu Verso care-i pădă și azi sunt unde sunt eu. El putea ca pe om, dar eu, ducându-mă la dâns la audieri, am văzut un om din Crico, care Crico tot votează în Andrei Năstase și Ciorescu. Și am văzut că un om calic fără un cior a venit la audieri și Andrei Năstase nu a primit. Omul scris dinainte și așa mai departe. Haideți să încerc să vă răspund ca un cetățean care se poate... Deci așa, eu sunt convins că atunci când era guvernul acum și erau miniștri din acum, cât a fost? A fost câteva luni. Știți câte probleme s-au adunat și câte dosare trebuie să facă și priorități peste priorități. Era mai timp și ministru de la socialiști, care acum e la interne, era la apărare. Nu avea cum. Deci erau atâtea lucruri de făcut. Eu sunt convins că dumneavoastră s-a fost în locul lui, eu s-a fost în locul lui. N-avem să avem timp să-i primim pe fiecare, nu din cauza că nu merit sau nu trebuia, dar pur și simplu erau chestiuni care erau din urmă și mai este de stat. Nu puteți să oprească la fiecare om în parte să-i rezolvi probleme, pentru că erau chestiuni care veneau din urmă de stat, asta sunt convins. Mai departe ești convins. Deși primarul Ciorescu, fiind PLDM, pe urmă PD, acum PPDA, îi câștigă din asta, că e așeași PLDM, acum e platforma, da, înțelegi? Dar care ar fi problema dacă e așa? De aceea că eu am spus, primarul ăsta a fost filmat de ProTV, arestat de mascați, pentru lanțișoare de aur, telefoane, de acolo erau puteți mai multe. Astăzi fură și spune la femei și la oameni, fură casă, Ioan, vrei hrană socială, scrii casa la primărie. O babă care Oleg Brega, Elena Balan, în cârjă, din 96, i-a luat casa, grădina nu e ei. Dați-mi voie să răspund. Bun, da, deci dumneavoastră acuzați un primar care a fost în PLDM, nu știu unde mai fost și acum e pe PDA și continuă niște șmecherii să facă, da? Asta spuneți. Da. Bun, dacă e așa și mai ales dacă aveți dovezi, vă rog frumos, duceți-vă la și depuneți niște șmecherii. Am depus. Am depus în ședință de judecată, nu de mult, a fost o lună, la Rășcanuca, judecătorul Sergiu Sârbu, sunt bolnăjeți judecătorii și așa mai departe. Dacă aveți dreptate, e foarte rău că îl țin în partid și ar trebui să-l dea afară. Dacă aveți dreptate, dar... Încă una vreau să vă spun, am fost la deputatul meu ales, Ciorescu, și am avut întâlniri cu dânsul, ne-am mulțumit după și o câștigat. O câștigat-o pe Costiuc din Pădă, de la Budeș, dacă vă știți, și Ciorescu e lui. Aici e Mihai Popșoi. Da, el e din blocul acum, dar noi n-am avut altă candidatură și s-a asumat răspunderea Andrei Năstase pentru primarul Ion Scribnic.
Așa, și care e întrebarea dumneavoastră? La referire la Ion Scripnic, ce de, a făcut? La sânge, la sânge. Ce a făcut Scripnic? Ce? La sângere, primarul Scripnic așa. Fură averile oamenilor, om bun, înțeles? Aceeași situații, dacă așa. Cineva dintr-un partid, da, sau PAS, fură averile oamenilor, spuneți niște lucruri drepte, dar ce vă adunați niște dovezi, depuneți-le undeva, eu n-am cum să răspund la întrebarea asta. Dar tu, ca tânăr, ca tânăr a Republicii, tu crezi în rușinile de Republica Moldova. Eu am 3 ani de când m-am ajuns 5 ani. Vioară 96 din 96 din 2007, oameni, bomb și om al străzii. Bun, dar nu voi vă răspund. Eu sunt potriva justiției din Moldova, de asta și am fost de acord ca blocul acum să implementeze declarația de stat capturat. Și să fie cumva nu e votată, dar nu implementată. A fost refuzat de către PAS, a fost refuzat de Sandu să fie implementată. De Sandu. Și eu am fost de acord, dar știți că la noi ar toți ar trebui din magistratură să fie înlocuiți. Dar cu cine să înlocuim? Ar trebui, nu știu, să vină studenți din România care sunt practicanți sau voi ar trebui să înlocuim cu asta, dar nu voi sunt platforma, da, având 3%. Acum spuneți că PAS-ul incompetent n-a știa face lege și așa mai departe. Când am zis că poate... Nu, nimeni nu a spus de la Criulien de-a vostru. De la platforma, da. Așa. Dar să învață lupul pe bicicleta mergi. Principalul să nu fie corupt în țara asta. Eu, ca om de 57 de ani, am spus... Noi trebuie masiv să votăm un partid și la guvernământ. Pe ce? Corect? Partidul Comunist din Republica Moldova? Nu, eu am spus că eu votez PAS și Maschim. Trebuie să salvăm natura și pe urmă țara. Eu îl votez și Kim Chimir Sângie de mor să vină să facă ordine într-o un singur partid. Unde este major, unde este coaliții, nu-i urmă. Să fură și bună ziua și la revedere. Deci spuneți că pluripartidismul duce la corupție. Dar ce spuneți? Da. Dar partidul unic face ordine. Nu. A fost tenaș, Constantin Tenaș, a fost președinte a Curții Constituționale. Nu Constantin, Alexandru Fișor. Alexandru Fișor. Da, și-o zis că asta duce la dictatură dacă un singur partid a să iei votul. Băi, dar în Republica Moldova e normal 53 de partide cu 2 milioane. Cu 2 partide pe la alege. Bun. 200. Bun, dar în țările civilizate, America cu 300 de milioane. În Iran sunt 500 de candidați la președinție. Da, sunt cam multe partide, dar decât un singur partid și alte partide să nu fie voi, na, asta e, deci, Moldova, stați să vă răspund, Moldova e o democrație destul de nouă și probabil că noi acum ne învățăm, sunt alții care profită și fac partide ca să primească de la stat, poate, nu știu, acum sunt multe, probabil că pe urmă o să fie mai puține pentru că nu o să fie unii din ele votate, se pare că asta e un proces, o să fie mai puține în viitor, oamenii o să se... O să vadă cu cine. Dar nu, taman, au dispărut PL-ul, PLD-ul, comuniștii. Nu mai dispărut, ia ca să n-au răsfătă. Comuniștii revin. Baronic și cu primul așa, ministru. Așa, dar el trebuie să salveze, că omul i-a crescut și a educat pe bandit. Și dar vreau să vă întreb ceva, a spus că Năstasul a trădat. Și-o trădat Năstasul? A spus că Năstasul a trădat. A fost spus de Maia Sandu. Sisu, Curtea Constituțională era Vladimir Țurcanu și așa mai departe. Eu am fost la Ieșanu, la Udier și așa mai departe. Care întrebare? Primărie și Chișinău. Ce-o trădat? Dar vreau să spun ceva. Ce pretenții aveți la... sau la PAS sau la DA despre Curtea Constituțională? Acum? Nu, în general. Ce pretenții aveți la PAS și la DA la curte, față de Curtea Constituțională? Uitați, vă spun eu. A fost un deal politic, o înțelegere politică. Împreună cu PSRM, ei își numesc omul lor, PAS numesc oamenii lor și DA numesc oamenii lor. Înainte de asta trebuia să fie prin concurs. Numai concursul avea să fie șmecherit tot așa cum a fost concurs de la procuratură. Și atunci da, o spus, nu, ia gata, nu ne mai jucăm cu concursul, că muși iar și la CC o să fie cineva cum Stoianov la procuratură. Asumare politică, gata, nu mai acceptăm concursul ăsta care e șmecherit. Asumare politică și da, o propus-o pe domnica Manole. PAS iară pe Roșca și pe doamna... Șova. Doamna Șova, da. Și este adevărat că în felul ăsta a ajuns și Turcanul. Dar altfel avea să fie, chiar să fost profesioniști, avea să fie tot cu partea. Dar eu îți spun că nu o să fie, o să fie un partid de opoziție, un partid așa, cel mai rău caz, n-aș fi dictatură. Și așa e ca în America, Republican, în 4 ani, democrat. Nu poate un om să rânduiască, da? Hai mai furați voi, mai furăm și noi. Nu, eu vreau să fie pluralism, să am de unde alege. Dacă vreți numai două partide, dar nu să puteți dumneavoastră să impuneți asta, poate altul are o idee. Dar oamenii să aleagă, nu eu. Eu, părerea mea, a spus că... Exact, lasă-i pe toți candidați. Oamenii din aceștia 52 de partide
o să aleagă, nu toate partidele, o să aleagă 4-5 maxim, după, da. 20 în general, după asta 10 mai mult, da? Și 5 cel mai mult dintre ele o să aleagă. Da, dar și cel mai rău caz că noi să ne luăm repede spre Rusia, înapoi, și acolo ne ducem în balot și în... Eu mă îmblu pe justiță, noi trăim după legile bandițești. Stați un pic, dacă oamenii spun că tu ești cu Năstase și el are 3% și de prost ești că ești cu Năstase, și în schimb acum oamenii o să voteze Voronin, înseamnă că oamenii asta vor și asta o să merite. Uitează, oamenii nu l-au votat pe Năstase, l-au votat pe Ciobanu, primarul capitalei, înseamnă că oamenii... Eu ne-am pierdut încredere în Năstase, dar nu votez comuniștii și nici Rusia. Nu vreți să votați pe Năstase, votați-l pe Ciobanu și o să vezi pe Ciobanu acum în cină. Eu am spus că nu votez pe Voronin în parlament. Nu votez partidele rusești, nu votez partidele rusești. Păi de asta ți-am zis, că atunci era între Năstase și Ciobanu. Eu am blat la proteste. Drumul meu îmi spune, tu ești cu Năstase, ești cu Filat, trebuie după dâns în pușcărie. Dar ce legătură are Năstase? Nu sunt pușcărie, am un an de închisoare cu 5 luni. Și nu mă spune, tu rezolvi problema ta. Problema mea sau vioară sau alte depozitați de avere, e tot problemele de țară. Dar așa care zic că rezolvi probleme de țară, până la urmă nu înțelegi cu cine. Nu e așa, problema... Lumea vorbește cu plăcat, nu cu leonismul și așa. Stați un pic, problemele dumneavoastră personale nu sunt probleme de stat. Chiar dacă aveți probleme în justiție, trebuie justiția să, nu știu, trebuie să fie din nou declarația de capturare a statului. E o problemă cu justiția, dar nu e problema, nu știu care, a guvernului sau a parlamentului, problema justiției. Dacă aveți probleme, dacă ați fost nedreptățit în justiție, asta nu e președinta Sandu sau Năstase sau Chirtoacă sau nu știu cine cineva sau ceva. Dar reforme de când îți propune? Deci faci asta ține de justiție, sunt lucruri diferite. Justiția, magistratura la noi în Moldova, într-adevăr e coruptă, dar pentru magistratură nu puteți să acuzați pe nici pe Vane Șebanu, nici pe Dodon, nici pe Voronin, nici pe nimeni. De să mai spun ceva, noi, generația mea de 57 de ani, am muncit și am făcut. Voi, generația asta tânără, vreți în Parlament la treu cu Camoșul Gimpu și repți vă îmbogățesc peste noapte. Tot trebuie de muncit, de stimat părinții și așa mai departe. Fica mea nu vorbește cu mine, soția nu vorbește și așa mai departe. Plătește, o să te lăs pe drum și așa mai departe. Păi trebuie să vă învățați. Dar nu puteți să, cum îmi spun eu, nu puteți să acuzați pe cineva că el vrea ceva. Dar nu vreți să-l votați, nu-l votați și gata. Nu puteți să acuzați, el vrea. Nu fi vrea, dar dacă nu vreți să votați, nu-l votați. Am părerea mea, că deja am părerea mea și nu o să o schimb, nu? Votați și gata. Dar ce părere aveți că este că o jurnalistă acum a fost s-a aflat că a făcut niște nu știu dacă trafic de droguri, nu știu cum se numește asta. Și acum presa o apără, ce înseamnă asta? De ce oare? Asta Natalia Albă. Ce părere aveți că Natalia Albă? Da. Bun, dar e femeia s-a dus în Canada și a câștigat Republica Moldova, că ce a făcut asta? Și de Lumila Bala spun că nu ce a făcut. Până nu-i prezumția nevinovăției, ei nu-i închisă, nu-i arestată. Lumila Bala nu s-a închisă. O să te închis. Ia că auzi? Mama lui Dan Balan, soția a fost ambasador în Israel, fost șef la SIS. Eu multe ori vin la Oleg Brega. Băi, dacă nu era Oleg Brega, cine știe, sau l-a scos pe Chirva din pușcărie. Când m-am adresat la toate televiziunile și nică. Ia că-i presă liberă, că ce avii și spui și dorice. Da, același lucru. Ea a vrut în Parlament, sau mă rog, au vrut alții să vină ea în Parlament, are tot dreptul. Vă spuneți că ea e generație tânără, nu știu ce vrei deodată în Parlament. Ai e drept, doar e ilegal, dacă vreți să votați, dacă nu vreți să nu votați, înțelegeți? Pe Albă sau pe cine vreți dumneavoastră? Măi, fiecare partid acum o să ia, eu am spus lui Oleg, trebuie salvată natura și urmă țara. Fiecare om a să voteze și gândește, da, dar încă una, noi aici suntem... Pentru natura trebuie amenzi mare. Nu, noi aici suntem o societate polarizată. Ce? Ruși, găgăuși, turși și așa mai departe. Ceau, România, în America sunt numai norvegieni. Nu, România au făcut revoluții lui Dapce Ușoz, dictatorul. Jos și bună ziua, deci unul rus, unul belorus. Bună ziua, l-a pus regimul Iliescu în loc. Mare brânză a făcut Dapce Ușoz. Unul vrecu, Rusia, unul vrecu. Și în Anglia sunt numai englezi, sau în America sunt numai suedești, gata, sau cum? Da, în Anglia prim-ministrul gay merge pe jos, pe urmă stă ministru de exterior, stă prim-ministru, dar e cinstit, da, aici? Deci un primar, primarii din sat merg în Gulenvad, din Land Rover, Cheibaș merge în Land Rover, cântă în karaoke, preoți. Am protestat cu Oleg la Ministerul de Interne împotriva acesta. Și eu atunci, Oleg, ține semnăturile în așa bun. Și gata. Vreau să întreb ceva. Azi dacă vorghești, poc fi deascuns, te-o trăsnit. Eu am sudr pentru că vorghesc așa. Am sudr. Vreau să întreb ceva. Ce părere vezi dacă un partid politic o să spună că, uitați-vă, votați-ne pe noi că noi o să ridicăm pensia. Ce părere vezi de asta? Dacă oprești corupția în țara asta,
Nu, de corupție, nu, de pensie. Oprești corupția cu tot și pensiile și salariile 100% deodată se duc în sus. De așa că în fiecare zi o spură 4 milioane de euro. Și zic că nu avem 120 de milioane pentru alegeri. Mișalcu, ambasadorul e, că am scris și lui și lui Kogan, a spus că fiecare cetățean suntem furați 8-900 de mii de lei în lună, 1 miliard în an. Deci, mie, nu e nicăiurea mai mare corupție ca aici, nu e nicăiurea ca în Chișinău, Land Rover și așa mai departe, nici în New York, nici în Porsche. Dacă dumneavoastră vă mutați în Anglia, aici să spunem că sunteți nedreptățit în mod ilegal, așa este, da, în mod ilegal sau nu știu cum, sau prin taxe, mă, dacă vă duceți în Germania, în Anglia, bă, nu să fiți nedreptățit, o să fiți foarte dreptățit. Dar mai scump, o să vă coste traiușul mai scump în mod legal și în mod corect. Dar, într-adevăr, să facă și șmecherii. Dar vă spun că asta este problema magistraturii. Magistratura noastră trebuie din locuit. Dar cu cine să locuiești pe magistrații de care sunt acum? Cu copii tineri cu cartea de drept, care oameni pe civil și pușcărie, pușcărie. Foarte bine, dar eu nu cred că sunt suficient, nu știu, poate trebuie de adus din România. Adriana Vețșor era tare tânără procuror și serioasă. Sau Verdilă și era bătrână sau alt judecător din ăștia. Și rubla, dacă rubla au cumpărat, o rubla sau ordine sau vreun dosar penal, ceva. În magistratură aș propune să se opereze cu detectorul de minciuni ca să se simplifice toate procedurile, dar nu o să fie de acord oamenii de acolo. Și chiar să intri în magistratură, să treci două filtre de detector de minciuni, dar desigur că acolo e o castă a lor care se apără între ei și nu o să accepte așa ceva. Și de asta ar putea să fie impus așa niște măsuri, doar de politic, doar prin declararea unei doar prin includerea prin legi. Aplicarea unei declarații de capturarea statului, de exemplu. Dar eu fost una de și nu ne-a ajutat cu nimic, doi ani în urmă, păi captura statul și gata. A fost propusă de DAS, nu a fost implementată de partenerii de la PAS, au fost împotrivă. Doar așa, niște măsuri politice, dar pentru asta trebuie să vină nu Voronin în Parlament sau un singur partid. Dar stai o leacă, în coaliție era și socialiștii când o să gărim placa. Și zici PAS au fost împotrivă. Pentru nu că PAS a fost împotrivă din cauza asta. Cum e? Nu știu cine a fost împotrivă, dar au votat declarația de capturarea statului. N-ar importa cine a fost împotrivă. A fost declarat în mod politic, dar nu a fost implementat. Hai da, faceți în primul rând, dimiteți primarul Ciurescu, alegeri anticipate. Domnule, duceți-vă la sângerie. Referendum de rechemare din funcție. Dumneavoastră spuneți niște organizează oamenii de Ciorescu și faceți referendum. Sunt corupți și sunt de la da, sunt primari corupți de la da, da? Duceți-vă, vă rog, în justiția asta care o avem acum și o avem din cauza că PAS-ul s-a impus să implementeze declarația. Declarația a fost citită politic, da? Dar s-a opus să fie implementată declarația asta și nu știu cum aveți să fie. Aveau să fie suspendați pe moment. Asta este o problemă. Înlocuiți cu cine să și cine să înlocuiască, cine să facă. Acum străim așa mai departe, oricum. Auzi? Dom'le, dar nu sunt cadre, înțelegi că nu avem cu cine să tu ca tânăr spui ca și pleșcă acela când îmi placă nu că 20 minute face ședința parlamentului, că e deși luna în tot, zici că noi o să facem și ce ori punem trolebus până la 3 de noapte, zici, dar n-am tot zis, da, voi aveți timp, dar noi nu prea avem timp și noi vrem să vedem și noi ceva viață bună. Așa și... Domnule, vă rog frumos să nu ne amintiți de Antoi și nu povestiți ce spune Antoi, că nu mă întrebați. Dar a fost la voi în Daș, aia sunt pirmă s-a dus. Nu, Antoi nu a fost niciodată. Antoi blocul acum împreună. Antoi a fost în toate parlamentele, cred că de până acum, în toate partidele de până acum. Numai nu în Daș, Antoi e în pas, duceți-vă în pas, spungeți-vă sau n-au dat la acolo. Nu spuneți de... Bun, mă ia. Maia, Sandu și Filat, bine alții, Aligat și la putere și Plăhăniucul închid și Filat și duce la țochii în Germania. Care țochi, domnule? Care țochi? De-am ați început să spuneți povești. Care țochi? Țochii oligari, frate? Voi o să luați și meritați și fiecare partid să aibă și merită, el să aibă. Și Voronin, când a avut 70%, tot merita 70%, da? Probabil că asta nu, Voronin nu a avut 50% și s-a redistribuit și a avut 71 de mandat. Pentru că era pragul mare, era 6% și pe deu rămas sub prag. Dar mă scute, 5%. Am 5, da. Puta, n-ați vrea 3%. Dar vreau să întreb ceva, cine... Eu vreau 1%. Prag unic pentru toți, inclusiv independent. Dar și eu, Nana, am depus pe primarul Ciorescu plângeri că e corupt, s-a scoat din cu șnobru. Cine sunt frații oligari? Cine sunt copii? Nu-s frați. Nu, nu-s frați. Și te-am zis frații. Păi, nu aș spune lumea. Ești cu da, votează, da, eu nu votez platformă, mi-a pierdut în credere. Nu, vota, domnule, dar eu vreau să întreb ceva. Cine sunt copii? Ei sunt oligarhii din spate care din Germania conduc Moldova sau cum? Nu altă vreau să spune.
familia lor sau mine. Păi și atunci a spus, dumneavoastră a spus că la Jurnal TV a fost nedreptățit Andrei Năstase și a fost favorizat mai sală. Cheianu și cu Durbală, mereu o laudă pe... O mărs vorba de Ciobanu, că face rol și acolo la Jurnal TV. Bun, și înseamnă că a fost avantajat asta, a fost avantajat primarul de acolo. Și a fost dezavantajat. Da, da. La 3 nici la protest. Cu Ioara am fost la Lucheanu. Mergem la 3 la protest? Nici la TV, nici la Jurnal. Unde protestăm la 3? S-a năstat. La CSM sau la Procuratura Generală? Mâine. Azi la 3, după microfonul de vreo. Da, 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 azi.